A crescut exportul internațional de mărfuri, potrivit Biroului Național de Statistică, în primele două luni ale acestui an, valoarea exporturilor a constituit 685,7 milioane de dolari, cu aproape 3% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Principalele destinații de export sunt România, Ucraina, Germania și Italia. Exporturile de mărfuri autohtone au fost de 471 de milioane de dolari în ianuarie și februarie. Asta reprezintă cam 70% din exporturile totale. Restul au fost reexporturi de mărfuri străine, valoarea cărora s-a ridicat la 2%. 116,5 milioane de dolari. În țările Uniunii Europene au ajuns bunuri în sumă de 429,3 milioane de dolari, cu 3% și jumătate mai mult decât în primele două luni ale anului trecut. Astfel, cota exporturilor în UE constituie 62,4%. Mai puțin am exportat în CSI cota fiind de 24,8%. Respectiv, valoarea bunurilor comercializate s-a ridicat la 170,5 milioane de dolari. Biroul Național de Statistică precizează că în ianuarie și februarie curent, principalele trei destinații de export au fost România cu o pondere de 33,6%, Ucraina cu o cotă de 16% și Germania, ponderea de exporturi fiind de 5,7%. În clasamentul destinațiilor de export urmează Italia, Rusia, Turcia, Cehia, Belarus și Polonia. Pe ultimele locuri se situează Spania, Franța, Cipru și Statele Unite, unde ponderea exporturilor nu depășește 2%. Statistica oficială mai arată că, în comparație cu anul trecut, Moldova a livrat peste hotarea de două ori mai multe cabluri, transformatoare, conductoare, articole din piele, materiale textile și jucării. Băuturile alcoolice și nealcoolice moldovenești s-au vândut cu peste 30% mai mult, iar exportul de lactate și ouă a crescut cu peste 40%. În schimb, s-au redus exporturile de cereale cu 44%, de semințe și fructe, oleaginoase cu aproape 60% de produse medicinale și farmaceutice cu 50%. Mai puțin au scăzut livrările de legume și fructe, de zahăr și miere. Datele statistice mai arată că transportul rutier rămâne cel mai utilizat mijloc de transport cu ajutorul căruia se livrează peste hotare aproape 80% din marfa moldovenească. Pe cale maritimă transportăm aproape 14% din produse și mai puțin utilizat este transportul feroviar și cel aerian.